Bine ne-am regăsit, dragi telespectatori, aici în studioul Cromtel, la emisiunea Conexiuni Culturale. Alături de noi astăzi sunt invitate două tinere, două reprezentante ale Bucovinei, care cu succes reușesc să promoveze această regiune. Este vorba de domnișoara scripcariu Manuela și Platon Irina. Ele reprezintă o idee frumoasă care a fost pusă în practică, proiectul Discover Bucovina, un proiect de succes, un proiect care în ultima perioadă a fost prezentat de către presa centrală și ne bucurăm ca noi aici la Rădăuți să continuăm, să discutăm, să promovăm ceea ce înseamnă regiunea în care locuim, regiunea în care dorim să locuim și să locuiască și urmașii urmașilor noștri. Domnișoare scripcariu, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Ce înseamnă Discover Bucovina? Cum a început Discover Bucovina? Știm că destul de recent una dintre publicațiile importante din România, Business Magazine, v-a prezentat, a scris un material succint despre acest proiect. Vă rugăm să ne spuneți și nouă, rădăuțenilor, bucovinenilor, despre ceea ce înseamnă acasă la noi și frumos la noi. Vă mulțumesc în primul rând pentru această invitație. Să vorbești despre Bucovina poate este uneori greu, poate este mai bine să le arăți oamenilor ce este Bucovina. Proiectul acesta a apărut, pot să zic, dintr-o simplă joacă, cu mulți ani în urmă, dar s-a concretizat acum 3 ani, prin faptul că eu, la momentul respectiv, am considerat o necesitate existența unei comunități care poate promova împreună Bucovina. Am fost întrebată de multe ori de ce Discover Bucovina și nu Descoperă Bucovina. De ce am ales acest nume și în limba engleză și nu în limba română? Scopul principal al creării acestei comunități a fost, la vremea respectivă, faptul că pentru mine, cât și pentru persoanele pe care le cunoșteam din afara României, era destul de greu să se poată informa despre Bucovina. Și mi s-a părut că acest nume este mult mai ușor și se poate adresa mult mai bine străinilor care își doresc să ajungă în Bucovina. De aici și această denumire. Trebuie spus pentru telespectatori de la bun început că ați înregistrat peste 70.000 de like-uri, nu? Sau da, 70.000 de vizite. Avem o comunitate care în prezent, după acești 3 ani, numără 65.000 de prieteni. Nouă ne place așa să numim, nu fani, suntem prieteni cu toții. Dacă acești oameni nu ar exista, cu siguranță nici noi nu am fi acum în fața dumneavoastră. Dar dacă vreți să vă dau și alte cifre, săptămânal peste 250.000 de persoane, dar posibil turiști din România cât și din afara României, ne vizitează virtual. Pentru noi este o realizare, pornind de la un buget zero. Limitat, zero mai exact, investind doar timpul nostru și dragul de Bucovina, ne-am dorit pur și simplu să arătăm oamenilor că există și o altfel de Românie care merită promovată foarte mult și în afara granițelor acestei țări. Și așa s-a născut Discover Bucovina. Se spune că lucrurile bune se nasc întâmplător și continuă veșnic. Platon Irina, în mod sigur, este prietena lui scripcariu Manuela. Se vede și din atitudine, se vede și din datele pe care le prezentați, vă completați reciproc. Presupun eu că totul a început în momentul în care a stat la o cafea. Nu vreau să-mi închipui cum s-a născut această idee. Această idee s-a născut exact cum spuneți dumneavoastră. Nu la o cafea, că nu asta este important. Eu eram într-un moment mai puțin plăcut din viața mea la momentul respectiv. Neavând un loc de muncă, mult timp la dispoziție, întâmplător ne-am întâlnit, ne-am întrebat reciproc ce mai facem, ce proiecte avem. Și
Irina cred că a crezut la momentul respectiv în ideea mea, că atunci era o idee. După cum observi, este imposibil să reziști entuziasmul cu care vorbește și pasiunii cu care descrie acest vis al ei. Așa ați început, da? Da, și atunci am îmbrățișat ideea ei și visul ei. Ea pur și simplu m-a urmat crezând la fel de mult, că altfel nu mi-explic, că nu a fost recompensată sub nicio formă, decât tot ce am făcut am clădit împreună. Și a crezut, cred, da, la fel, da, am crezut la fel de mult ca da, și am crezut și exact. Am îmbrățișat ideea ei, motiv pentru care m-am implicat și am continuat cot la cot împreună cu ea. Am văzut foarte multă fotografie bine lucrată. E un efort în plus, Irina, cine îl face? Prelucrați sau mergeți cât mai mult pe ideea de a surprinde naturalețea peisajului, naturalețea oamenilor, naturalețea... Noi nu suntem fotografi, dar există online foarte mulți fotografi cărora le-am cerut acordul și care sunt de acord și chiar ne trimit pe e-mail sau în mesaje și le folosim pe alea. Deci tot meritul pentru aceste fotografii sunt ale lor. Nu doar fotografia, nu doar imaginea, cred că și informația a însemnat dezvoltarea acestui grup de prieteni, să spun așa. Cu siguranță. Noi am încercat totuși să nu oferim doar niște imagini. Am încercat să venim și cu informații cât mai exacte în ceea ce privește monumentele care pot să fie vizitate, știu eu, localitățile care sunt cele mai de seamă din Bucovina, care merită atenția turiștilor. Și totul s-a construit treptat, de la simple postări cu simple fotografii. Noi am ajuns în momentul acesta să realizăm un site, Discover Bucovina, cu același nume, în care ne-am propus să oferim o informație cât mai exactă a ceea ce se poate vizita și să o oferim sub o formă, să spunem, mai altfel decât tot ce există în momentul de față la nivel online pe promovare a regiunii Bucovina. Putem să zicem că am reușit, nu avem cred că decât o lună de când am început să promovăm acest site. Bineînțeles că pe pagina de Facebook este principalul motor care ne ajută să ne promovăm postările de pe site. După o lună vă pot spune că avem 50.000 de vizitatori. Cred că este o reușită, cred că sunt oameni care ne urmăresc și cred că lucrurile vor crește în perioada următoare. N-aș vrea să fiu răutăcios, dar asta e meseria. Știu că un element al unui copac a costat milioane, știu că există mii de bani, milioane de euro, îmi cer scuze pentru telespectatori că folosesc cuvântul bani, bani sună așa diminutiv pentru ceea ce înseamnă marea strădanie națională de a promova România și implicit Bucovina și iată că, din câte am înțeles eu, ați pornit de la zero, adică nu v-a costat aproape nimic, bugetul a fost minim... Da, așa s-a întâmplat. Noi în momentul de față avem și o identitate vizuală. Ne-am propus totuși să creăm un brand. Pentru a face lucrurile la un nivel mai ridicat, este nevoie totuși de toate aceste aspecte. O persoană care ar trebui amintită și care ne-a fost alături în toată această perioadă, deși nu este bucovinean, prietenul nostru Tony Colin, noi am zice un artist desăvârșit, este cel care este principalul responsabil sau vinovat de identitatea vizuală pe care o avem acum. Asta ce înseamnă? Avem un logo foarte bun care reprezintă minunat tot ce înseamnă Bucovina prin culorile alese de el. Tony fiind un artist, fiind și pictor, vă dați seama că implicația lui de designer, da? A fost una senzațională și cea mai potrivită. Cred că a fost cea mai bună alegere pe partea asta pe care puteam noi să o facem. Și de asemenea, el este responsabil de construirea acestui site. Și tot ce va însemna de acum înainte materiale publicitare. Se pare că un constățean a crezut și el în povestea noastră. Vă poate spune, da, Irina, da, cum a ajuns să vă spun cum o persoană care nu este din Bucovina a ajuns să promoveze Bucovina. Bineînțeles, la invitația noastră a venit în Bucovina odată, a venit în Bucovina a doua oară, Bucovina și-a făcut treaba ei așa cum și-o face întotdeauna, l-a cucerit și de atunci, tot ca și voluntar,
alături de noi. Lucrăm la promovarea. E foarte interesant. Da. Se spune că omul sfințește locul. Iată că de data aceasta Bucovina, locul a sfințit omul sau a resfințit sau l-a prea sfințit. Rămâne de văzut, dar mă întorc la începutul discuției noastre. Spuneați că era o perioadă când nu aveați un loc de muncă și așa a venit ideea. Între timp știu că lucrați chiar mult, lucrați pe proiecte europene. Cât timp pe zi vă pregătiți pentru a oferi acestui proiect Discover Bucovina? Păi ne mai rămâne programul după jobul nostru oficial, după ceea ce facem timp de 8 ore. Eu personal mi-aloc 4 ore, cel puțin în fiecare zi. Weekendul este totalmente alocat proiectului. Irina, la fel, cred că procedează. Că vorbeam mai înainte, Manuela, de informația pe care o oferim pe lângă fotografiile pe care le postăm pe pagina de Facebook. Textele de pe site, am încercat să oferim o informație cât mai exactă, să nu ne limităm doar la ceea ce există deja pe internet. Motiv pentru care s-a făcut documentare intensă cu cărticica în față în bibliotecile care au aceste cărți despre Bucovina, răsfoindu-le, schițând, extrăzând informația, că nici nu poți să oferi toată informația pe care o găsești într-o carte despre toată Bucovina noastră, despre mănăstiri, despre parcurile naturale, despre tot ce există aici. Și atunci am încercat să sintetizăm astfel încât să oferim strict. Ceea ce este foarte interesant, că observ aici energie, tinerețe și știți cum e întotdeauna, dacă tot vorbim de Bucovina tradițională, în cadrul unei regiuni tradiționale cu gândire conservatoare, se spune despre tineri că ar fi puțin mai lugubri, mai ludensieni și mai puțin serioși. Iată, văd atâta profesionalism și atâta dăruire la vârsta când și mai ales având în vedere că sunteți și reprezentantele a părții frumoase a omenescului, da? Un efort, o dăruire pentru Bucovina. Să fie asta o formă nouă de patriotism sau să fie asta o formă nouă de a-ți ocupa timpul liber, util și plăcut? Dacă dumneavoastră considerați o formă nouă de patriotism, poate fi. Eu pot să vă spun că pentru mine Bucovina în momentul acesta nu este doar o destinație pe care o promovez. Din toți pașii pe care i-am făcut până acum, pot să vă spun că este destinul meu. Pentru mine, acest proiect a fost o chemare, un dar, în primul rând, pentru una dintre bunicile mele bucovinene, care tot timpul m-a învățat și mi-a rămas obsesiv în minte una dintre ideile de la ea, că niciodată să nu uit rădăcinile. Indiferent că am plecat la studii și nu au fost în Bucovina de fiecare dată, că am plecat în străinătate, viața a făcut să mă întorc aici și să simt nevoia de a face ceva concret. Că e frumos să stăm la masă, să povestim. Irina spunea că ați lucrat mult la documentare și în mod sigur vă cred, fiindcă văd deja pe masă o grămadă de fișe, date, statistici, parcă ați și vrea să impuneți această idee și, pe sincer cuvânt, vă cred. Ce aș vrea până să ajungem să discutăm de statistici, să discutăm la modul serios, fiindcă toată această Bucovină frumoasă, superbă, din nefericire în unele situații lipsește cu desăvârșire în programele naționale. Nu știu a cui o fi vina, poate ne răspundeți dumneavoastră mai încolo în cadrul emisiunii. Aș vrea doar să vă întreb câți prieteni din afara Bucovinei v-au ajutat? Ați pomenit un nume, o personalitate, iată, e un semn. Eu cred că foarte mulți dintre cei care sunt în afara Bucovinei încep să iubească mai mult Bucovina decât cei care trăiesc de zi cu zi aici. Pot aici să vă răspund, să vă povestesc despre o colaborare foarte dragă nouă. Avem o colaborare foarte frumoasă cu o televiziune care nu este din Bucovina, cu Canal D. Dumnealor realizează o emisiune în care promovează diferite regiuni din România. Tot timpul când domnii redactori își doresc să ajungă în Bucovina, noi suntem
primul om cu care discută, prima voce, să spunem așa. Noi am văzut asta ca o apreciere a muncii pe care am depus-o până acum și pot să vă spun că le oferim consultanță, da, în ceea ce privește promovarea Bucovinei. De fiecare dată când putem, și putem pentru că este vorba despre Bucovina și proiectul nostru de suflet, colaborăm cu dumnealor. Chiar în momentul acesta se pregătește o nouă filmare cu dumnealor. Le recomand pensiuni cu care ne putem mândri atât în țară cât și în străinătate, oameni, locuri de poveste. Irina, aș vrea să te întreb sincer, fiindcă a fost un context, zic eu, plăcut, dacă nu chiar binecuvântat acest început de an. Îl aud și pe Vișniec vorbind despre ideea de Bucovina capitală europeană. Bucovina în 2015 parcă începe așa să înflorească odată cu sosirea primăverii. Irina, sincer, ce neajunsuri ar fi când vorbim de promovare pentru regiunea noastră? Multe. În primul rând, trebuie să menționăm și un lucru care este menționat foarte des și de către prietenii noștri de pe Facebook, drumurile. Este foarte greu să ajungi până în Bucovina din cauza drumurilor. Nu există un aeroport, nu există autostradă, drumurile sunt cum știm toți că sunt și atunci unul din neajunsuri ar fi acesta. Un alt neajuns este serviciile și cu mare părere de rău spun deși promovez Bucovina, serviciile din pensiuni și hoteluri și nu o spun eu, ci o spun iar persoane care au fost în Bucovina, care au văzut Bucovina, care au vizitat și nu se sfiesc să ne spună și să împărtășească și celorlalți unde pot să meargă, unde nu pot să meargă și unde este mai bine să evite. Tăcere? Tăcere. Ar mai fi de spus? Eu pot să vă spun că problema cea mai mare rămâne, așa cum a zis și Irina, infrastructura. Cu siguranță, dacă ne dorim să dezvoltăm această zonă din punct de vedere turistic și nu numai, dar noi vorbim de turism acum, ar trebui rezolvată cât mai repede această problemă a infrastructurii. Cred că pașii pe care i-a făcut până în momentul de față autoritățile locale, în special din ce am constatat, modernizarea aeroportului de la Salcea este un pas înainte. Îmi doresc, așa cum spun autoritățile, ca acesta să fie dat spre folosință cât mai repede, din câte am înțeles undeva în toamna acestui an, se va întâmpla acest lucru. Numai că nu cred că aeroportul în sine va rezolva această problemă. Lipsa zborurilor este iar o problemă. Firmele care operează, la fel, va trebui o mare atenție și în acest sens. Trebuie să ne gândim că un turist pentru a ajunge într-o localitate, da? Într-o zonă, trebuie să facă în condiții decente. Într-adevăr, nu toți își permit să călătorească cu avionul. Chiar mi s-a reproșat acest lucru în urma interviului pe care l-am susținut pentru Business Magazine. Un turist român m-a apostrofat că nu este asta o prioritate, că și drumurile sunt o prioritate, pentru că sunt persoane care nu își permit lucrul ăsta, adică să călătorească mereu cu avionul. Lumea își dorește să ajungă în Bucovina, numai că trebuie să-i ajutăm. Și începem cu drumurile, apoi rezolvăm serviciile, continuăm cu investiții, pentru că deja avem drumuri, servicii mai bune și investiții noi. Pot să spun că în ultimii 3 ani Bucovina arată mai bine din foarte multe puncte de vedere, atât la nivel de unități de cazare, au apărut foarte multe pensiuni noi, multe dintre ele construite prin fonduri europene, un lucru lăudabil, oamenii își dau interesul, lucrurile se întâmplă, chiar dacă nu se întâmplă cum îmi doresc eu și cum ne-am dorit în mod ideal, dar se întâmplă, oamenii se străduiesc. Cred că lipsa cea mai mare, că nu există la nivel local o colaborare între toate entitățile care ar putea, într-adevăr,
să facă ca lucrurile să se întâmple într-un mod mult mai bun pentru toată regiunea și clar pentru noi toți. O strategie pentru regiune, dar o strategie practică și nu una pe hârtie. Exact. Îmi spunea cineva din mult iubitul, mult doritul, mult bătutul Occident care a venit aici la noi, că Bucovina e fantastică, superbă, dar după 3 zile se plictisește. Și îmi explica foarte simplu. Zice, domnule, voi promovați mănăstirile, eu sunt eventual, nu mi-a spus pe față că e liber cugetător, ca alții, ca așa, dar mi-a spus că e mai puțin sensibil la partea spirituală, mă duc, mă închin, mănânc bine, iar mă duc, iar mă închin, mai asist la o slujbă, ce fac după? Lucrul acesta mi-a deschis puțin ochii. Eu până atunci nu observasem situația. Îmi spunea să nu mergem doar pe un turism de nișă, pe turism religios. De asemenea, tipul chiar și lucrase prin turism și îmi spunea la un moment dat că nici nu ar fi foarte elegant să ajungem, în schimb, să transformăm Bucovina într-un fel de Thailanda oportunităților. Cum stați aici în promovare când nici într-o formă nu e prea bine, nici prea sfânt, dar nici prea drag, să spun așa. Eu pot să vă spun că totuși situația în Bucovina a practicării a mai multor tipuri de turism nu e chiar așa cum este percepută de, să spunem, domnul de care spuneați. În ultimii ani, mă repet, s-au făcut foarte multe investiții. În special pot să menționez pe partea de turism activ. Există parcuri în care un turist poate să practice toate aceste sporturi. Nu e numai turismul ecumenic. Asta ar fi un plus. Când vorbim de Bucovina, toată lumea se gândește la mănăstiri. Dar Bucovina nu înseamnă doar mănăstiri. Bucovina poate să ofere și oferă, de fapt, câte puțin pentru fiecare. Deci nu cred că poate să vină cineva în Bucovina să spună, nu știu, asta nu e pentru mine. Bun, mănăstirile nu sunt pentru tine. Ok, avem turism activ. Avem locuri unde se poate practica parampantismul. Avem pentru ATV-uri, tiroliană, dacă e persoana respectivă plină de aventură și își dorește asta. Pârtii de schi. Sunt pârtii de schi. Sunt 4 pârtii de schi la Vatra Dornei, Cura Humorului, Mălin, Cârlibaba. Și, da, și sunt de preferat astea decât cele din Valea Prahovei, pentru că nu sunt atât de aglomerate. Și atunci nu te mai împiedești din stânga și în dreapta de... Mâncarea e mai bună după. Da, și cum vă explicați că de fiecare dată de Crăciun și de Paște, Bucovina este în fața, să zicem, a Brașovului, a Predealului, la gradul de ocupare. Lumea preferă Bucovina din foarte multe motive. Nu cred că este... Nu cred că suntem limitați doar de practicarea unui singur tip de turist. Cred că singura problemă este de percepție. În general, lumea, așa cum spunea și ea, este obișnuită să asocieze Bucovina cu mănăstirile UNESCO, cu Albastrul de Voroneț. Toată lumea se limitează acolo. Și revin spunându-vă că nu există o viziune, nu există un plan de promovare, un plan de promovare a acestei zone. Promovarea în sine nu cred că se face cum ar trebui. Aici este și rostul nostru, că dacă lucrurile erau cum trebuie, nu cred că mai avea niciun rost să facem acest proiect. E bine că aveți succes, asta e foarte bine. Da, categoric. Știu că circula o anecdotă plăcută despre turismul italian. În Italia, cineva, un englez târziu, rătăcit pe o străduță dintr-un orășel medieval din Italia, a disperat că nu reușește să ajungă la hotel, se adresează unui localnic. Do you speak English? La care ăsta îi spune, eu nu, dar tu. Cam aici aș vrea să ajung lumint cu situația ghizilor. Am întâlnit cândva, acum vreo 10 ani, de atunci n-am mai întâlnit nimic, o asociație a ghizilor și ghidelor în turism. Făceau și voluntariat. Sincer, nu prea am auzit în ultima perioadă despre așa ceva. Sincer, vă spunem și noi același lucru. Chiar astăzi, pe pagina de Facebook, cineva ne-a trimis un mesaj că are nevoie în luna mai de un ghid vorbitor de limbă engleză. În primă instanță ne gândeam, ok, una dintre noi, că suntem vorbitoare de limbă engleză amândouă, am putea, dar nu suntem autorizați. Este clar o lipsă a ghizilor în Bucovina. Din ce am observat, avem ghiz, dar nu aici și, în general,
tururile sunt făcute cu ghizi în exteriorul Bucovinei. Și nu este un lucru bun. Trebuie și asta, cum să zic, încă o problemă care trebuie rezolvată. Sau dacă sunt ghizi care practică, știți cum, la negru. Da. Ea nu este un lucru bun. Deci atâta timp cât nu rezolvăm lucrurile treptat, nu cred că situația turismului în Bucovina se va rezolva prea curând. Să începem de undeva, nu? Trebuie început de undeva. Eu tot mergând pe tonul acesta cât de cât ludic pentru a vă provoca să citiți acele statistici, aș menționa doar un singur lucru. În față la una dintre mănăstirile noastre, un grup de japonezi au fotografiat mai mult țăranul care ara cu plugul bucata de pământ de lângă mănăstire, cât sfinții din iconostase. Ferească Sfântul, nu sunt împotriva turismului religios, ci din contră. Am observat nevoia de divertisment a japonezului care venise, era un turist japonez care era nebunit după calul acela. În mod sigur, la o populație de câteva milioane într-o metropolă din Asia nu găsești un cal care sare lângă un templu budist, sau poate și asta dă o idee, dar vă rugăm, trecând la lucruri serioase, aveți niște statistici care merită prezentate. Da, atunci când faci un lucru ar trebui să ai și niște rezultate. Pot să vă ofer în acest moment câteva rezultate legate de site-ul nostru, da? După cum vă spuneam, de o lună de zile de când am început să promovăm postările sale, vă pot spune că principalele țări care ne vizitează, da? Principalii potențial turiști. România este pe primul loc. Stăm bine aici. Cu 35.000 de vizitatori, apoi Italia 3.500, Marea Britanie, surprinzător pentru noi, 2.600 de vizitatori, Germania, Spania, Statele Unite, chiar și Moldova, da? Din câte observ aici, par țări cu potențial financiar, adică turiști care, exact, care pot să vină, exact, cu bani, fiindcă, exact, orice operator turistic asta visează, să aibă turiști bogați. Exact. Poți să continui Franța, Belgia și Austria, da? Vreau să menționez faptul că acești potențial turiști străini și numărul lor mare pe site-ul nostru și pe pagina de Facebook se datorează faptului că toate postările pe care le facem, majoritatea postărilor pe care le facem, textul este tradus și în limba engleză. Și momentan site-ul există doar în varianta limbii române și se lucrează intens la traducerea lui. Și în limba engleză. Și va fi în limba engleză. E prioritate pentru noi, vă dați seama. Știți, Bucovina este renumită pentru multiculturalism, pentru prezența mai multor etnii. Aș pune o întrebare specifică unei etnii care are mari inclinații comerciale. V-ați gândit din momentul acesta să faceți bani pe ceea ce ați lucrat până acum voluntar? Desigur. Se cere acest lucru pentru că noi ne dorim să dezvoltăm această comunitate, acest site. De asemenea, vrem rezultate cât mai concrete în comunitate, da? Pentru regiune, rezultate care să ne facă pe toți mândri, dacă tot vorbim de mândria asta națională. Pot să vă dau o exclusivitate. Săptămâna aceasta, un pas mic pentru noi, dar foarte, foarte, dar foarte important, mare în același timp, pentru a putea accesa fonduri europene și a ajuta într-adevăr turismul și a-l dezvolta, ne-am gândit că cel mai bine ar fi să înființăm un ONG. Și săptămâna aceasta s-au pus bazele unei noi asociații care va milita pentru dezvoltarea turismului și promovarea turismului în Bucovina, aceasta numindu-se Asociația Discover Bucovina. Sunteți primul, da, care află acest lucru. Să sperăm că postul Cromtel va furniza sau va oferi, mai elegant spus și mai frumos, parteneri viabili dintre cei care ne urmăresc în momentul de față. Da, ați subliniat un lucru foarte important.
pentru a avea aceste rezultate care într-adevăr să se vadă într-o comunitate, consider că trebuie, orice entitate trebuie să aibă cât mai multe parteneriate. E un lucru pe care trebuie să-l învățăm de la cei care fac turism în afara României, că fără aceste parteneriate nu poți să creezi ceva de valoare. Nu poți să exiști de unul singur și să funcționezi în parametri normali, să nu zicem noi ideali. Deci, Volens, Nolens, Bucovina este și în județul Suceava și în regiunea Cernăuți. Așa vrând este. Nevrând, nu cred că ar fi frumos și plăcut ca o parte a Bucovinei să rămână undeva în clasa a treia a vagonului Europa Express, iar alta să stea la vagonul de lux, la locurile de clasa a întâia. Cum vedeți colaborarea cu reprezentanții sau până acolo? Cum vedeți promovarea Bucovinei de dincolo? Așa este. Cred că și promovarea Bucovinei de dincolo trebuie să fie o prioritate pentru noi. Cred că, nu pot să zic un prim pas, anul trecut, în toamnă, am fost prezente la Târgul de Turism al Poloniei și acolo chiar ne-am întâlnit cu reprezentanți din turismul de la Cernăuți. Spre surprinderea mea, deschiderea acestor persoane spre un posibil parteneriat cu noi a fost neașteptată. Cu siguranță vom face și acest pas. Nu am făcut încă nimic oficial pentru că trebuia și noi să ne stabilim statutul asociației. Un parteneriat nu se poate realiza cu o simplă pagină de Facebook sau un site care nu are nicio formă juridică. Erau niște aspecte legale pe care trebuia să le rezolvăm, dar semnalele au fost bune. Repet, cu siguranță vom găsi parteneri și acolo și vom reuși să facem și ce trebuia făcut până acum în privința promovării Bucovinei de... O pagină de Facebook care într-o lună a strâns mai mult decât toate silicoanele din Libertatea, decât toate scandalurile politice, să nu spun de unde, decât toate fetele de la pagina 5. Așa este. Cu o Bucovină pe care noi câteodată o uităm, o neglijăm. Dacă până acum am vorbit de turiști, am vorbit de turism, am vorbit de turiști, de acum aș dori să vorbim despre noi bucovineni. Am vorbit de operatori, am vorbit de tot ceea ce înseamnă profesional, dar omul simplu. Știu că la un moment dat în zonele acestea în care turismul primează, cetățeanul de rând este educat de mic să fie zâmbitor, elegant, să nu arunce chiștocul pe partea cealaltă a străzii. Cum vedeți educarea publicului, a celui de aici, a actorului fără nume, fiindcă turistul când umblă vede frumuseți, vede monumente, dar vede și oameni. Așa este. Până acum nu pot să vă spun că am avut un feedback negativ în ceea ce privește populația Bucovinei, da? Cetățenii. Niciun turist, mâna pe inimă vă spun, niciun turist, un turist nu mi s-a plâns de vreun aspect negativ cu privință că un bucovinean nu s-a comportat cum trebuie. Probabil a avut și el noroc că a ajuns numai în preajma oamenilor cu bun simț, respectoși, așa cum știm noi cum am moștenit, așa cum spunea bunica mea că trebuie să mă comport. Dar și aici, ca în orice loc de pe pământ, există oameni și oameni. Cred că dacă ne implicăm și în educarea oamenilor, o vom face prin a fi noi înșiși modele. Un om nu poate să învețe ceva bun decât dacă vede ceva bun. Trebuie să avem voci care, într-adevăr, să constituie modele în Bucovina. Trebuie să avem, nu? Când am aflat știrea aceasta frumoasă, am scris acolo că o regiune frumoasă este promovată de niște frumuseți. Irina, sincer, personal, ca model bucovinean, gătești? Sincer, ca model bucovinean, nu gătesc. Dar ce nu gătești? Că nu ai timp. Dar îmi place la nebunie mâncarea tradițională din Bucovina și vreau să menționez
legat de acest aspect, că anul trecut, la Festivalul Hribului, dacă nu mă înșel, inițiatorii acestui festival au avut o idee extraordinară și anume să implice turiștii în a găti împreună cu gazdele și a fura din secretele bucătăriei tradiționale din Bucovina. O idee excepțională. Eu vreau să completez zilele acestea, am auzit o anecdotă. Cineva a fost întrebat, tot bucovinean de-a nostru, dacă își face cruce și spune rugăciunea înainte de masă și a spus nu am nevoie de aceasta, fiindcă eu gătesc singur și sunt sigur pe ceea ce mănânc. Vorbim iarăși aici de un turism de nișă, de ceea ce înseamnă un turist de nișă. Ca să asigure un produs tradițional, pe lângă tot ceea ce implică hotel, cazare, bucătar bun, implică și agricultură, implică și industrie, implică și așa zisa agricultură verde, ecologică. Cum vedeți și cum se răsfrâng aceste lucruri asupra celor care vă scriu, dacă sunt mulțumiți, ce ar mai trebui făcut? Cred că, în principal, în acest moment, Bucovina este aleasă ca și destinație preferată pentru petrecerea, în special a sărbătorilor importante, da, Paști și Crăciun, pentru acest aspect. Pot să mănânce acea mâncare mult mai sănătoasă decât la ei în oraș sau în țară. Agricultura bio, acele produse care nu sunt procesate, pentru ei este o experiență, o poveste în sine. De multe ori mi se spunea că Bucovina este o bucovină gustoasă și că este o experiență care trebuie încercată de fiecare turist. Cred că printre principalele plusuri, să le spun așa, care vin de la turiștii care ne vizitează, este aspectul mâncării. Toți sunt mulțumiți că aici mâncarea este gustoasă. Ne numesc chiar și pofticioși pentru nebunia de a pune smântână în cam toate preparatele noastre. Sunt niște lucruri simple, dar care fac parte din noi, trebuie promovate. Și dacă e să ne referim cât de mult ne-ar ajuta pe noi ca și comunitate, dezvoltarea turismului în sine, cred că ar dezvolta și agricultura bio. Și toți am avea de câștigat. Cred că ar fi un lanț, ar genera un lanț de lucruri bune, oameni care ar avea unde să lucreze, școli mai bune, educație mai bună, oameni mai fericiți. Cum vedeți aici, știți, ar interveni întrebarea, bine, dar statul, bine, nu statul degeaba, ci statul da. De drept, cum vedeți aici legătura cu autoritățile? În mod clar, o verigă lipsește din lanțul ăsta atât de frumos prezentat și tare mică lipsește tocmai veriga asta care să țină, să lege, să ajute, să pună în contact nevoile turistului cu societatea civilă, cu operatorul din turism, dar și cu legislația și cu modul de aplicare al legislației și cu facilitățile pe care le poate oferi autoritatea de stat, indirect autoritățile sau, mai bine spus, direct autoritățile locale și județene. Așa este. Și aici constatăm aceeași implicare mai puțin... în care nu se regăsesc rezultate. Un pas important pe care l-am sesizat eu personal, că în ultimii 2 ani foarte mulți tineri au accesat fonduri europene și și-au înființat microferme. Este un pas fantastic pentru susținerea economică a regiunii. De asemenea, sere, lucrurile astea încep să se întâmple. Tinerii devin din ce în ce mai informați și au dat seama că nu poți, așa și noi, cum am creat acest proiect, nu putem să așteptăm totul de la autoritățile locale. Dacă fiecare individ care are un proiect, un plan, își dorește să-și înființeze o fermă, dacă își dorește binele său și al comunității, trebuie să facă el primul pas, trebuie să te informezi. Nu poți să te informezi singur. Există locuri în care oameni lucrează pentru tine, cum ar fi.
În acele hârtii, acum mă uit, poate există și ceva despre vârsta turiștilor din Bucovina, fiindcă de vreo 10 ani încoace, tot văd prin anumite orașe din Bucovina grupuri de pensionare, ținându-se așa de și tot spunând, da, ia, das is fantastic, și tineri mai puțin. Sau poate e o opinie formată greșit. Nu cred că este o opinie formată greșit. Cred că în privința turiștilor străini, da, majoritatea grupurilor sunt într-adevăr de vârstnici, pentru simplu fapt că ei vin pentru turismul ecumenic. Mănăstirile întotdeauna au atras străinii. Și las-mă, te rog, să te întrerup, nu numai mănăstirile, portul tradițional. Da, tradițiile. Obiceiurile. Când vine străinul și ai catrința și ești îmbrăcat în ie, brodată, de o anumită persoană mai în vârstă, într-o localitate foarte mică din Bucovina. Și da, asta atrage. Atrage cultura, apoi să le pui în față să deguste mâncarea tradițională de la noi, pentru că sărmăluța și mămăliguța și hribii prea puțin sunt gătiți în străinătate așa cum sunt la noi. Și atunci când vin străini, oamenii și bucovinenii sunt ospitalieri și pun pe masă tot și se simt chiar jigniți dacă nu mănânci tot din tot ce ți oferă. Ceea ce observ la nivel național, de exemplu promovarea iei românești la Blues Roman, da? Exact. Am văzut o campanie foarte bine făcută. La noi în Bucovina se pare că încă e natural ca și gestică. În jurul Rădăuților sunt comune unde cu mândrie în costum popular se duc oamenii la biserică și e foarte important că se duc la biserică, că așa pe la hore și pe la baluri să zicem că e ok, este frumoasă și asta, dar la biserică, vă dați seama, întâlnisem un bătrân care spunea, nu pot să mă duc să iau Sfânta cu minecătură decât îmbrăcat așa cum trebuie. Pentru tineretul din Bucovina, preluarea acestor tradiții încă în mod natural să fie un pas, să fie și dacă ar fi acest pas, știți că întrebarea nu e așa, că bun, cum îl facem? Aici sunteți dumneavoastră specialiștii. Eu cred că în momentul de față ea a devenit un obiect vestimentar foarte cool. De asta și trendul acesta foarte puternic. Ați văzut, ați menționat acea pagină. O cunosc personal pe fondatoarea acestei povești. Se implică și ea la fel cum ne implicăm și noi. Pot să zic că și ea este unul dintre arhitecții de brand, adevăratul brand al României. Și cred că acest lucru aparent comercial, că toată lumea își dorește, în special tinerele își doresc o ie, poate fi spre folosul tuturor. Dintr-o dată, e din cool somnul să fi cel de moarte, ne-am trezit că este cool să te îmbraci tradițional. Apropo, aveți ie acasă, da? Cu siguranță. Una dintre cele mai valoroase ii pe care le dețin este una primită în dar de la bunica mea. Are 100 de ani. Cea mai prețioasă. Cea mai prețioasă. Superb, superb ce spuneți, fiindcă descoper și eu prin spusele dumneavoastră și prin faptul că ați subliniat acest trend, această direcție printr-un cuvânt englezesc, e cool, descoper și eu că e cool să văd România că e cool. Ați primit, fiindcă mi-amintesc de anii 90, când era cool să umbli cu codiță la spate, să șapca Chicago Bulls, cămașa în pătrățele și se cunoșteau mirii la noi în țară după Adidas. Cine avea Adidas nu era mirele din grupul de nuntași. E cool lucrul acesta, dar lucrul acesta trebuie închegat, trebuie pus, trebuie promovat și trebuie pus pe un făgaș normal. Cred că o să mai treacă timp până o să ajungem să ne vindem costumele populare ca japonezii cu $5,000, un kimono. Să ne reîntoarcem puțin la Discover Bucovina, fiindcă în finalul emisiunii am vrea să ne dezvăluiți mai multe secrete din ceea ce aveți de gând să faceți. În primul rând, știu că nu e cușer, nu e corect să pui o întrebare despre bani, să o repeți și să ceri neapărat o soluție. Cum veți face bani? Nu vreau asta. Să ne explicați în mod, să zicem așa, alfabetic cum veți face bani, dar aș vrea să vă întreb cum veți face parteneriate, în ce mod, lăsând ONG-ul deoparte. Toți, știți, e cool să ai și un ONG. Acum... Da, noi cred că ne-am gândit că înființarea unui ONG ne oferă mai multă credibilitate, că noi chiar ne dorim să facem lucruri concrete pentru Bucovina.
crezând că nu suntem destul de... luate în serios. Da, luate în serios, am zis, este timpul să facem și acest ONG. Se cerea ca un pas absolut natural în drumul acestei povești. Și necesar oarecum. Și necesar. Dacă ne întrebați ce vom face, cum vom dezvolta acest proiect, că asta ne dorim, categoric va trebui să găsim surse de finanțare. Va trebui să facem parteneriate de la cel mai înalt nivel până la autoritățile locale. Cu siguranță se vor întâmpla lucrurile astea. Avem deja semnale pozitive. De asemenea, ne dorim și vom, cu siguranță vom reuși să facem și un magazin online de suveniruri, în același timp pentru a susține toți meșterii populari. Superbă ideea! Și trebuie să creăm o legătură dintre toți actorii principali ai Bucovinei. Numai așa cred că vom reuși, într-adevăr, să avem acest succes și să avem mai mulți străini care să ne viziteze, nu? Ați spus un lucru foarte interesant și nu aș vrea să treacă neobservat în emisiunea de astăzi. S-a spus că totul a început mai mult în glumă. Mai mult. Da. Chiar v-au luat în serios mulți sau puțini? Nu cei care s-au uitat pe Discover Bucovina, ci prietenii, neprietenii. Cred că da. Știți că la vremea respectivă toată lumea mă invidia într-un mod pozitiv că sunt din Bucovina. Că aici lucrurile sunt mai lente, că oamenii sunt mai veseli, că noi ne bucurăm de mâncare altfel de cum se bucură ei. Simțeam o oarecare invidie și cred că din primul moment când m-am hotărât să fac acest proiect, cred că am fost luată în serios, chiar încurajată, pe surprinderea mea. O altă dovadă că suntem luați în serios este faptul că acei prieteni ai noștri, peste 65.000 de prieteni ai noștri de pe Facebook, ne trag și de urechi atunci când greșim, ne corectează, ne critică, ne încurajează, evident. În caz în care ați fost criticate pentru telespectatorii noștri și pentru satisfacția mea că poate mă critică și pe mine. Pot să vă dau un exemplu foarte ușor. Ni s-a atras atenția să nu mai tăiem pădurile din Bucovina. Probabil lumea a asociat că dacă tot promovăm, în același timp mai facem și lucruri. Direct responsabile pentru tăierea pădurilor din Bucovina nu suntem, dar probabil nu există o autoritate cărora să li se adreseze. Da. Și atunci ne spun nouă. O nemulțumire personală legată de faptul că noi nu facem nimic și că ar trebui să încetăm cu tăierea pădurilor. Și nemulțumirea venea din țară sau... Da, din țară. E interesant ce spuneți, fiindcă mi-amintesc de rățușca aceea însemnată care circulă prin parcurile unui oraș din Marea Britanie și tocmai s-a găsit cineva să o fure, dar nu mai intru în detalii. Cam așa se întâmplă și cu pădurile. Într-un fel sau altul, cred că societatea civilă are mult de spus, iar dumneavoastră reprezentați societatea civilă. Ce vreți să spuneți celor care vă urmăresc acum, bucovineni fiind, tineri fiind la fel ca și voi și mai mult decât atât având inițiativă. E un succes, Doamne ajută ca acest succes să devină temeinic, noi vă dorim acest lucru. Ce spuneți celor care vă urmăresc? Sunt tineri, au inițiativă și ar vrea să producă în sensul elegant al cuvântului, să producă un brand, să creeze un brand, să-l transmită mai departe și chiar să beneficieze de acei lauri frumoși, da, ai victorii. Eu pot să le spun, nu știu dacă povestea noastră îi va inspira, însă dacă au o idee, oricare ar fi, care nu le dă pace, da? Dacă au o pasiune și cred cu tărie în lucrul respectiv, să nu mai piardă timpul, să facă tot ce este posibil pentru a-și împlini acel vis. Chiar dacă nu știu cum, nici noi n-am știut. N-am știut, am făcut ce am simțit, n-am documentat. Din greșele am învățat. Din greșele am învățat, am crescut, am dat peste oameni care au crezut în noi. Chiar și sunt societăți care ne-au susținut. Ne-au susținut pur și simplu că ne-au oferit vizibilitate pe pagini cu o comunitate foarte mare. Pe noi lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult.
să creadă în ei și în ideile lor și să se apuce de treabă. Vreau să adaug la ceea ce a spus Manuela, să nu se lase bătuți. Pentru că, haideți să recunoaștem, ne-a fost greu. Au fost momente grele, au fost momente când am vrut să renunțăm pur și simplu, pentru că am simțit că batem pasul pe loc, ne zbatem ca peștele pe uscat, că nu suntem apreciate și pur și simplu gata, o lăsăm baltă, nu merge nicăieri treaba asta, până a doua zi când mă sună Manuela și îmi spune: Irina, să vezi ce idee mi-a venit azi, hai să o punem în aplicare. Așa. Vă dorim succes, mulțumim. Vă mulțumim pentru prezență. Dragi telespectatori, dacă ați avut posibilitatea în minutele care au trecut să descoperiți Bucovina, se datorează faptului că emisiunea noastră, postul de televiziune Cromtel, a descoperit pe cele care invită pe oameni, pe turiști să descopere Bucovina. Este vorba de Scripcariu Manuela, Platon Irina, proiectul Discover Bucovina, un proiect de succes care sperăm noi să continue mulți, mulți ani. Noi vă mulțumim și vă așteptăm în continuare în cadrul emisiunii Conexiuni Culturale să ne vedem împreună în timpul ce va urma.